Întâlnire fără rezultat la Târgu Jiu, primarul Ionut Stan nu a găsit rezolvare la prefectul de Gorj cu privire la problemele din primăria Albeni. Ionut Stan a declarat că instituția a ajuns în situația de a nu mai putea face plăți din cauza unor angajați care nu vor să muncească. Primarul Ionut Stan se vede neputincios în fața problemelor cu angajații din primăria Albeni, cu atât mai mult că nu a găsit rezolvare la prefectul Ciprian Florescu. Ca măsură, Ionut Stan le va face mustrare scrisă angajaților. Asta într-o situație foarte dificilă, nu pot să iau nicio măsură cu funcționarii publici, nu am comisie de disciplină. Astăzi ați făcut întocmai un referat pentru funcționarii publici prin care îl repartizai către domnul secretar să emită o dispoziție cu mustrare scrisă pentru funcționarii publici. Am venit cu rugămintea la domnul prefect să ne sprijine. Eu îl înțeleg și pe domnul prefect că din situația dumnealui legal nu poate să ia dumnealui o măsură cu funcționarii publici decât comisia de disciplină pe care o are dumnealui, decât cu domnul secretar. Situația se înrăutățește pe zi ce trece la primăria Albeni. Primarul Ionut Stan a declarat că irresponsabilitatea unor angajați afectează grav atât activitatea instituției cât și pe cetățenii. Suntem în situația în care nu se pot încasa impozite pentru anul 2019. Cum îi afectează pe cetățenii? Pe cetățenii o să... Nu numai pe cetățenii, atâta și, cât și pe noi ca și instituție, că din cauza funcționarului care are atribuțiile de contabil, nu a întocmit situațiile financiare și azi, 5 februarie, avem plățile blocate în trezorerie pentru nedepunerea situațiilor financiare. Ajungem în situația în care să fie tăiat atât internetul și nu o să mai putem folosi programele informatice. O să ajungem în situația în care dacă nu se deblochează această situație, să depună situațiile financiare, să fie tăiat și iluminatul public. Primarul Ionut Stan speră să găsească înțelegere la consilieri în ședința de joi.